În timp ce România este blocată din cauza grevei generale din învățământ, liniștea socială râvnită de guvernanți este zdruncinată de perspectiva unui nou blocaj, de data aceasta în sănătate. Greva japoneză declanșată de membrii Sanitas din sănătate și asistență socială începând de astăzi, 7 iunie, este un semnal puternic că nimeni nu mai acceptă jumătăți de măsură. Nu vrem să provocăm turbulențe în sistemele de sănătate și de asistență socială. Nu vrem să dinamităm dialogul social. Vă atenționăm doar că vă aflați în ochiul furtunii, acolo unde acalmia este doar aparentă. Este mesajul transmis decidenților de la București de către liderii de sindicat. Potrivit acestora, orice amânare a soluțiilor la toate revendicările nu face decât să rupă supapa tuturor nemulțumirilor adunate de angajații celor două sisteme în ultimii ani. Nemulțumiri cauzate de parazitarea legii salarizării bugetare cu fel de fel de ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern care au blocat sporurile, au afectat indemnizațiile de hrană și, în ultimă instanță, au diminuat veniturile angajaților din cele două sisteme. Gestionarea pandemiei cu prețul unor presiuni extreme puse pe salariații din spitale, centre de asistență socială, centre medicale și așa mai departe, situație care a adus sănătatea și asistența socială la limita de rezistență, blocarea dialogului social și tergiversarea semnării contractului colectiv de muncă, subfinanțarea cronică a sănătății și a asistenței sociale. Sindicaliștii mai anunță că greva japoneză se va desfășura pe întreaga perioada negocierilor cu factorii de decizie până la soluționarea revendicărilor.